A lui și de asta suntem aici, să îl înălțăm pe el ca Domn în viețile noastre. De aceea am vrea să ne călăm picioare și aș vrea să citesc câteva cuvinte din Psalmul 45. Spune așa David: cuvinte pline de farmec îmi clocotesc în inimă și zic, lucrarea mea de laudă este pentru împăratul. Spune așa versetul 2, tu ești cel mai frumos dintre oameni, harul este turnat pe buzele tale, de aceea te-a binecuvântat Dumnezeu pe vecie. Războinic, viteaz, încinge sabia, podoaba și slava. Da, slava ta, fii biruitor, suie-te în carul tău de luptă. Apără adevărul, blândețea și neprihănirea și dreapta ta să strălucească prin isprăvi minunate. Amin. Vedem omul Dumnezeu David, în inima lui, în mintea lui, în viața lui, clocotea prezența lui Dumnezeu. Și dorința lui a fost aceea de a se închina Domnului. Așa spune, tu ești cel mai frumos, harul este turnat pe buzele tale, lucrarea mea este de laudă pentru Domnul meu, Dumnezeul meu. Am vrea să începem cu o rugăciune și am vrea să ne rugăm ca Dumnezeu în această seară, în locul acesta, să fie simțită prezența lui. Este casa lui Dumnezeu, este locul de întâlnire cu Domnul și de aceea am vrea să ne rugăm. Am vrea să ne rugăm ca Dumnezeu să pună în viața noastră o dorință aprinsă de a lăuda pe El, de a înțelege pe Domnul, de a avea o relație cu Domnul și de a avea inima aprinsă, plină de pasiune pentru Domnul, glorie Lui. Ne rugăm și cerem binecuvântare pentru tot ce va fi aici în această seară. Ne rugăm împreună. Amin.